Nu i-a ridicat telefonul. Am înțeles, da. Nu i-a ridicat telefonul, asta au ridicat, au căutat, nu știu ce au căutat ei, asta este tot ce au ridicat. Așa și s-a mai uitat prin mașina lui și începuse să facă tot felul de supoziții, că știe unul dintre domni, nu pot să vă spun că nu le-a reținut numele la niciunul, unul dintre domnii care filmau, că știe dânsul că mașina e prevăzută cu două camere, dar zic, da, domnule, zic că are patru camere, dar vreau să le găsiți dumneavoastră, dacă chiar știți că are prevăzute două, găsiți-le pe alea două și mai vă spun eu că mai are două, găsiți-le și pe alea. Deci, la mișto, adică vă dați seama, știe el că e prevăzută mașina cu două, auziți și noastră. Auziți și noastră ce poate să zică, ce poate să... Deci, de astea de copii mici, deci, așa, știi? Și se uitau la mine așa, că, ca și cum... Bine, acum știi ce se întâmplă? Poți să pui pe mașină camere, adică nu e nicio chestie, păi, dacă... Poți să pui, dar el a zis că e mașina prevăzută. Adică mașina așa iese din fabricație, cu două camere pe ea. Și ce au făcut? V-au demontat mașina? N-au demontat-o, dar am zis, da, domnule, zic că are două camere prevăzute, așa cum zici, matale din fabricație și mai are două puse de noi, da, găsește-le. Știi, și le-au găsit? Ei, au găsit un vrăc, nu erau! Ce spuneți? Nu erau! A, nici alea de... Nu, nici alea, dar ei săracii erau așa de convinși de nu știu ce, că au nu știu pe unde, care au luat, s-au uitat, s-au întors, s-au sucit, s-au uitat prin oglinzi, pe acolo, au ridicat prin portbagaj, prin așa, dar nu, pentru că ei venise cu niște informații, eu știu de unde aveau ei, ce informații aveau ei, că e pe mașină, că sunt camerele pe mașină, că sunt prevăzute, că acei ziceau că sunt din fabrică, acei zicea că le are, acei zicea că nu le are, acei zicea că sunt două, acei zicea câte aveți, deci da, astea așa, adică dau... Da, nu știu, niște chestii de genul și v-am spus comportamentul lor, pentru că, să vă spun ceva, eu mă așteptam să-mi facă și mie ceva pe ultraj, pe ceva, pentru că eu în momentul în care... Da, știu, că am auzit povestea. Da, deci lui Costin i-a venit rău, a leșinat efectiv. Da, deci Costin a leșinat efectiv și eu în momentul ăla am început să urlu și să țip, să-mi dea, le-am reproșat, zic, aveți pic de profesionalism, nu sunteți pregătiți pentru asemenea situații, zic, voi nu vedeți, a ținut un om cu conștiința pierdută și așa încătușat cu mâinile la spate să agonizeze, deci asta, ce înseamnă asta? Zic, eu știu din orice om știe pe lumea asta că în momentul în care un om leșină, îi eliberezi și îl așezi într-o poziție cât mai comodă să poată să respire, ce ați făcut? Cu coana aia care era la percheziție, a tras jaluzele să nu se vadă din curte, celălalt cu vâl chema pe domnul ăla mai tinerel, așa, a fugit în stradă să aștepte ambulanța, de parcă ambulanța venea din China și nu știa unde e adresa, în condițiile în care mă cunoștea toată lumea de acolo, că știa că eu lucrez la spital și așa, eu urlam în continuu să-mi dea drumul să-l ajut, că știu ce are și știu și pot să-l ajut și așa și mă pricep, nu, nici măcar atât n-au vrut. La un moment dat, cu coana aia încerca să-l strângă de deget crezând că e epileptic sau că e ceva de genul ăsta, că așa arăta criza lui Costin, avea așa o... Și am spus la un moment dat, am văzut că nu-mi dă drumul și așa, zic, Doamne, du-te, dă-i apă cu zahăr, că omul ăsta are diabet, este nemâncat și pe baza stresului pe care l-a creat aici, omul ăsta a făcut o hipoglicemie, zic, dă-i apă cu zahăr că își revine. Nu știa unde e zahărul, după mine nu vrea să mă elibereze. Deci erau, ce să vă spun, niște nesimțiți și niște nepregătiți și niște lipsiți de orice. Ce să vă zic, că nesimțită aia de cucoană și-a băgat mâinile în coșul cu rahatul de la baie, cu hârtiile cu rahat de la baie și cu aceleași mâini, fără să se spele, fără să-și pună o mănușă, fără nimic, mi-a umblat prin toată casa unde am copii. De ce să vă zic? Și eu cred că, acum vă spun sincer, dacă nu erau prost pregătiți sau neșcoliți, eu au făcut-o intenționat. Deci am două ipoteze, astea sunt. Ori sunt habar n-au de capul lor, da, ori au făcut-o intenționat să ne efectiv să-și bată joc de noi. Da. Deci, nu, și cum să zic, atitudinea lor, adică vii tu, patru jandarmi și sări pe mine, m-au strâns de mâini, m-au învinețit de la umăr până la cot și urlu să-mi dai drumul și ai atitudine și în condițiile în care eu nu am făcut nimic, doar am luat un telefon să filmez când îl încătușau pe Costin, pentru că mie mi s-a părut, că, nu că mi s-a părut, sunt convinsă că n-a făcut nimic cu omul ăla, n-a bruscat pe nimeni, n-a lovit pe nimeni, n-a dat în nimeni, n-a jignit pe nimeni, doar le spunea să se grăbească odată, că a durat prea mult toată chestia asta și i-au pus cătușele la mâini. Și am zis, mi se pare că este un abuz și mi se pare normal să vă filmez cum abuzați în casa unui om. Da.
fără să facă nimic. Și în momentul ăla s-a declanșat infernul. Da, am înțeles, da. Deci nu, adică nu eram la prima percheziție, au venit și cei de la DICO, dar vă spun, atunci a fost printre prima oară când vă zic, puteam să fim mult... Mie mi-a zis ofițerul că după ce a plecat de la mine, că am stat mai mult de vorbă cu el, că am încercat să-l fac să înțeleagă că ceea ce gândește el nu este corect. Dar mă rog, nu știu cât am reușit. Mi-a zis ofițerul totuși că a fost mai liniștit așa și când a plecat. Dar eu nu pot să... Nici nu știu dacă ce să-i spuneți, că pe urmă zice că cine știe, complotesc cu dumneavoastră împotriva lui, vă dați seama, nu știu ce poate să gândească. Deci el știe foarte bine, domnul Negulescu, că eu în viața asta mea, oricât voi trăi și orice va face el împotriva mea, eu nu voi face nimic să-i facă rău. El știe foarte bine treaba asta. Dar nu știu cum să-i spuneți, că vreau să înțeleagă foarte clar că lucrurile, nici nu știu, așa a vrut Dumnezeu, dacă eu aș fi rămas acolo, eu aș fi soluționat dosarele alea așa cum trebuie, dar a fost să plec în partea asta la altă, acum ce să fac? Așa a fost să fie, m-ați înțeles? Eu am înțeles, deci... dar oamenii ăia care au preluat dosarele astea, având în vedere toate dovezile că oamenii ăia fură, că oamenii ăia fac nelegiuiri în pădurile alea, că sunt probe suficiente, clasez dosarul. Să spui da, tu mie că nu există... Că s-a clasat, deci fapta... eu am rămas mască. Și el îmi spune mie, el îmi spune, îmi reproșează mie astăzi, alo? Da, vă aud. Că de ce nu mă sezizez eu din oficiu împotriva lui procurarea? Păi eu nu mă pot seziza din oficiu și mai ales eu Negulescu, că dacă aș face lucrul ăsta, da, ar însemna că într-adevăr vreau să-i fac un favor și să-i acord sprijin lui Vlad, da? Și am zis, mă omule, scrie pe hârtie și spuneți pe hârtie și fă plângere împotriva procurarei respective, tu pe hârtie, nu pot eu, că el mi-a spus pe gură și că de ce nu mă sezizez eu, păi pot eu să fac lucrul ăsta, doamnă, acum gândiți-vă și dumneavoastră, n-ar spune toată lumea că încerc să-l sprijin pe el? S-ar interpreta. Acum gândiți și dumneavoastră. S-ar interpreta. Eu nu... Păi e clar, adică asta, ăștia asta ar aștepta acum. Că dacă el mi-a spus, eu de ce nu fac, de ce nu mă sezizez din oficiu că am obligația? Păi bă, ce să mă... Adică eu mă sezizez când ea vor să mă ardă pe mine. Ce să fac? Dar el, de exemplu, dacă ar face el plângere împotriva acestei doamne Cristea, s-ar lua de bună chestia asta? Da, trebuie să o facă și să o facă la parchetul în altei curți, da? Da, da? La parchetul în altei curți. Da, să facă plângere. Da. Și să spună și să facă plângere împotriva procurare, da? Da. Poate să facă lucrul ăsta și să spună că cele două soluții sunt netemeinice și nelegale. Da? Și că au fost date din alte interese, nu din după probele care sunt în dosar. Păi tocmai. Adică, da, eu i-am spus asta în... de mult. Eu i-am spus de când s-a întors dosarul. Măi, Vlad, acolo o să se dea soluție de clasare, uite de la mine, nu se poate, domne, că cu tare, că o să facă, doamna, aia este o panoramă. Păi și dumneavoastră când i-a spus asta, pe ce vă bazați? Ce se întâmpla acolo? Nu, eu i-am spus că, eu am, pe deducție logică, doamnă, în momentul în care, deci nu faci așa ceva dacă ești de bună credință, nu chem, eu am auzit că i-a chemat pe ea. Da. Și i-a obligat pe ea să scrie că eu i-am cercetat abuziv. Și pe asta i-a clasat dosarele? Că i-a cercetat dată cu ei? Nu pe asta că i-am cercetat abuziv. Ea pe asta a trimis dosarul la parchetul general. Unde s-a constatat că n-ați făcut niciun abuz? Poftim? Unde s-a constatat că n-ați cercetat pe nimeni abuziv? Că nu s-a făcut niciun abuz? Corect. Dacă... Și pe urmă dosarele s-au întors. Tot așa, la ea. Da. Și ea, ca să-i sprijine pe ăștia, a dat soluții de clasare. În loc să facă în continuare, să-i trimită la judecată, cum era normal. Păi și ea, în baza ce a dat? Că... Eu nu să știu, doamnă, că n-am văzut soluțiile alea. Eu nu știu soluțiile care le-a dat ea. Ce interpretare, ca să pot să vă spun. Aș vorbi ca lăutarul, așa, dacă v-a spune acum pe ce a dat. Eu cred că a dat pe bani. Da? Am înțeles. Asta e părerea mea. Am înțeles. Ori pe bani, ori pe interese să-l servească pe Bodnaru ca să-l vadă pe ăsta la pușcărie. Da? Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Deci,
ori așa, ori așa. Eu altă soluție nu găsesc. Eu n-am văzut soluțiile pentru că nu am avut, nu am încercat sub nicio formă să, în afară de dumneavoastră, pe speța asta, eu nu vorbesc cu nimeni. M-ați înțeles? Da. Tocmai ca să mă protejez pe mine și să-l protejez și pe Vlad să nu se interpreteze, nu știu ce. Da? Da. Nu deci eu nu am vorbit decât cu dumneavoastră. Și când a venit ăla la mine și vă jur că l-a avut tehnică, băi. L-au trimis cu tehnică, băi. Păi și ăla până la urmă să acoadă ce vrea să obțină de la dumneavoastră? Ce credea? Eu știu. Păi eu știu ce să obține, doamne. Păi eu nu se știu, nu. Și eu știu ce e mintea lor. Bolnav. Adică credeți că era pus să facă ceva împotriva lui Costin? Doamnă. El a făcut împotriva lui Costin. Eu știu că a făcut. Eu știu că a făcut împotriva lui Costin. V-am spus clar că eu v-am spus că a făcut împotriva lui Costin. Și eu știu, spus... lăsați atunci cu Sagher. Eu așa. Vorbesc acum în speța asta. A, că a venit cu scrisoarea? Când, nu când a venit cu scrisoarea. Eu, părerea mea este că... A, doamne, că e pro, nu putea să dea ăla martorul cu identitate. E pe deducție. Deci eu n-am văzut nimic și nu am date, că nu m-am interesat. Dar martorul cu identitate protejată, care a spus că Vlad a monopolizat toate licitațiile și că a luat el cel mai mult, nu putea să fie unul care a luat mai mult în realitate. Pentru că dacă tu, chiar cu identitate protejată, declar mincinos, e mărturie mincinoasă, doamne. Deci este clar că e unul care a luat mai puțin. Adică care în perioada asta a exploatat mai puțin material lemnos decât Vlad. Și cine a exploatat mai puțin material lemnos decât Vlad? Nu cumva Manole? Manole, da, a fost și el cu mai puțin. A mai fost el și cu încă un domn, mai puțin. Pentru că, v-am zis, la noi am luat dintre toți licitatorii din... Această... Ce domn a fost? Ce domn nu, a fost? Nu știu să vă spun acum cum se cheamă, dar eu pot mâine să vă informez exact cum îl cheamă și firmă și da, tot. Da, puteți să-mi spuneți așa da. Ca să vă... Dar eu da, vă spun da, da. La... Păi eu l-am întrebat, doamne, dacă eu l-am întrebat că el a venit la mine și e și prost de gură, prima dată, după ce s-a întâmplat necazul cu Vlad. Și zice, domne, m-a chemat acolo, am discutat cu procurorul și am spus, domnul procuror, la licitație ăștia se înjurau ca birjarii, se amenințau, se cutare. Și zic, bun, ai spus asta? Zic, de ce n-ai scris asta? Că l-ajutai pe Vlad. Zice, n-am scris-o, doar am spus-o. Acum și procurorul ăla de jegos, că dacă tu auzi așa ceva, nu? Îl pui și îl iei declarație de martor. Pune mă să scrie, adică nu poți să-l scrii numai să-l înfunzi pe ăsta, nu? Da, nu licitațiile astea, nu știu, dar astea nu sunt înregistrate? Că eu cred... Nu, la martor nu. La nu, martor, nu, licitațiile, licitațiile. Nu știu să vă zic, vă dați seama, n-am nici nu știu unde se țin, doamne, n-am fost păi în viața. Păi la direcția silvică bănuiesc eu că se țin, nu știu nici eu unde se țin, că nici eu n-am fost niciodată. Nu cred că, ce, ăștia au, băi, ar trebui să aibă camere de luat vedere. Păi nu, dar dacă cineva are ceva de reproșat, cum demonstrează? Domnule, uite, la licitația din Cutare s-a favorizat, s-a nu știu ce, și ăștia au ca să demonstreze, domnule, că s-a filmat... Uite filmări, zic și eu, nu știu, mă știu, mă fac pe detectivă. Sincer, vă spun, mă depășește. V-aș minți? Dar nu cred că au mijloace tehnice, nu? Aha. Nu. Nu cred că au asemenea mijloace tehnice la oculul silic sau nu. Nu cred. Nu știu, nu, nici nu cred, eu nu știu. Vă dați seama că habar n-am.